Din nou împreună, prieteni Metropola TV, dragi radioascultătorii, Sport Total FM, alte două ore aproape pe care le petrecem împreună într-un adevărat raid fotbalistic la nivelul Ligii a doua, cu o săptămână înaintea startului atât de așteptat, care va fi generos aici la Metropola TV. Primele șapte partide din noul sezon, sâmbăta viitoare în aceeași distribuție, așadar vă așteptăm încă de pe acum. Până atunci continuăm, spuneam, să mergem telefonic în diferite locații de Liga a doua, acolo unde se prepară la obiect, spunem noi, noul sezon la nivelul eșalonului secund. Sunt în plină derulare două meciuri amicale, de fapt mai multe două meciuri avem noi ca și imagine. Era 0-0 în Ghencea, partida dintre Steaua București și FCM Alexandria, 1-2 echipa din Filiaș este condusă de FCU Craiova 1948, trupa lui Adrian Mititelu, care speră să revină rapid în peisajul primelii. Sunt foarte multe meciuri amicale, așa, în minte, aceste mioveni, Unirea Bascov, FC Bihor, SCM Zalău, Concordia Chiajna, spuneam în discuția cu Adrian, Scarla Tachie întâlnește diseară campiona din Turkmenistan de la ora 18. Cixareda a jucat ieri cu echipa din Odorheiu Secuiești și sperăm să-l avem la telefon pe Robert Ilieș. Se joacă la Focșani, CSM Focșani cu CSM Adjud. Ceahlăul a evoluat ieri. Metalul Buzău a jucat ieri cu Voința Limpezis 6-0 și vom discuta cu tehnicianul Vali Stan. Toată lumea, Ionuț, pregătește, așa cum crede de cuviință, noul sezon de Liga 2. Recapitularea pentru teză. Știi cum era când eram elevionel, da? Intra profesorul și spunea... Ne informează Marian, CSM Slatina, uitasem de echipa din Slatina, pregătită de Dan Oprescu, conduce cu 1-0 într-o dispută atât de atractivă cu FC Argeș. Se joacă pe stadionul 1 mai, un duel interesant acolo la Slatina. 1-0 pentru echipa lui Daniel Oprescu. Important este că au mai scăzut și temperaturile un pic și cred că jucătorii se simt mai bine în momentul de față pe teren, față de ce am văzut în săptămânile trecute, când și la nivelul Ligii 1 se plângeau toți conducătorii și chiar luau în calcul amânarea unor etape de Superliga. Iată că totuși Liga a doua va debuta săptămâna viitoare cu temperaturi ceva mai apropiate de normalul acestei perioade de timp, pentru că trebuie să recunoaștem, în ele era extrem de grav și greu să ieși doar plimbându-te pe stradă la 40 de grade, apoi să mai joci fotbal la asemenea temperaturi. Fiecare antrenor încearcă să cosmetizeze sau mai ales să tragă ultimele concluzii înaintea startului de Liga a doua, pentru că va trebui să înceapă bine. Am văzut deja o primă demitere la nivelul Superligii. Mă aștept ca și la Liga a doua, în eventualitatea în care lucrurile nu vor decurge așa cum își doresc conducătorii, să se umble destul de rapid la banca tehnică, pentru că, Ionel, cam asta este la noi soluția. De fiecare dată când ceva nu merge bine, principalul vinovat este antrenor. Da, într-o situație delicată, spune acolo Bogdan Andone, după aceea suspendare de 4 etape. Echipa n-a început nici foarte bine campionatul. E greu să stabilești, cred eu, un verdict dacă are dreptate finanțatorul Valeriu Iftime sau dacă s-a grăbit în privința lui Bogdan Andone. Cert este că unul din tehnicienii, de ce nu de bună calitate din fotbalul românesc, revine, Liviu Ciobotariu. Aștepți acolo pe margine până când vine prilejul și dacă este vorba de o echipă pe care ai mai antrenat-o și unde ai lăsat așa o amprentă bună de când ai trecut pe acolo, iată că vine repede noua variantă de a lucra, intră direct în pâine Liviu Ciobotariu. Da, și la Liga a doua se poate întâmpla rapid acest lucru. Știm că sunt mulți președinți, finanțatori, să dăm și cazul lui Adrian Mititelu, care nu au răbdare. Ne-am bucurat, nu, ca proiectele fotbalistice care pleacă la drum într-un nou context, de ce nu cu alți antrenori, Craiova cu Marius Croitoru sau face voluntare cu Niculescu, să aibă continuitate, să meargă. Nu se bucură nimeni când se schimbe un antrenor. Bine, poate cei care sunt pe margine și care de-abia așteaptă un semn de genul ăsta. Dar știi ce m-a surprins pe mine la domnul Iftime? Că era dezamăgit că Bogdan Andone i-a cerut banii pe contract. Nu se poate, domne, să-mi ceară banii. Eu mă așteptam să ne despărțim prietenește. Păi să-mi dea el bani. Cum să te despați prietenește după ce omul ăla vine și te salvează când nimeni nu voia să mai vine la Botoșani, iar tu după două etape îl dai afară? Păi da, dar aici intervine o altă chestie pe care eu o văd în felul următor. Dom'le, te-ai rugat atât de mult de Bogdan Andone. Oare, cred eu, ai tu abilitatea aceea, ca și conducător, să pui stop în momentul ăla? Să spui, după ce s-a terminat sezonul trecut, cu o bună realizare până la urmă, Bogdan, ne dăm mâna acum. Pentru că pare inevitabil la un moment dat să vină acest moment. Mult prea repede la Botoșani. Dacă un conducător sau un finanțator, spun eu, făcea treaba asta. Pentru că acum este situația grea la Botoșani. Se întoarce în Liviu Ciobotariu undeva unde a mai fost, dar lotul a fost făcut de Bogdan Andone, pregătirea a fost făcută de el și din start noul tehnician are câteva alibiuri importante dacă echipa nu merge. Ai putea avea abilitatea asta ca finanțator să spui de atunci. Ai văzut că Bogdan Andone ezita, da?
A venit la București de vreo 3 ori, Valeriu Iftime. L-a convins. Sau poate că jucat are antrenorul. Să fi și spus atunci da. Ce s-a schimbat în gândirea conducătorului dacă după două etape l-ai dat afară? Adică ai venit de atâtea ori, l-ai rugat să continue, pentru că și Bogdan era în dubii, iar apoi după două etape în care trebuie să recunoaștem, nu a jucat atât de rău precum lasă domnia sa impresia că s-a întâmplat. Rezultatele, din păcate, contează la noi în primul rând. Două etape, Ionel. Bine, și sezonul foarte trecut, rapid. Tot după două foarte etape rapid. S-a schimbat primul antrenor, atunci Eugen Neagoe pleca pe considerentul acesta că este un antrenor ghinionist. Da, ne gândeam la Valeriu Iftime că pare să fie, sau părea să fie un om mai echilibrat din punctul ăsta de vedere al schimbărilor rapide de antrenor. Însă cred că a contribuit și acest scandal legat de, știu eu, de Bogdan Andone. Ieșirea aceea, amenda, faptul că nu este pe bancă, rezultatele, două doar din păcate, dar iată că au fost suficiente. De-aia sperăm să fie avut așa, ce ușor pare acum, maturitatea aia, de ambele părți, nu? La finele sezonului trecut, Valeriu Iftime, domne, până aici a fost, îți mulțumesc, ți-am plătit, până aici a fost. Sau Bogdan Andone, o economie de 90 da, de mii. Da, sau Bogdan Andone să spună, domne, am văzut ce este aici, mulțumesc pentru oportunitate, dar nu mai este cazul, pentru că, iată, din păcate ajunge la momente de genul ăsta. Stânjenitoare pentru ambele părți. Să pleci după două etape ca antrenor, sau poate chiar finanțatorul. Cred că nu se bucură, evident, Valeriu Iftime, că a ajuns la această situație și tu spuneai și de bani. Pentru că, da, când vine o despățire de genul ăsta, măcar consolarea să vină pentru antrenor, din punct de vedere financiar. Mi se pare normal ca toți antrenorii să-și facă astfel de contracte în el. Mă dai afară după 2, 3, 10 etape, vreau să-mi plătești contract. Mă dai afară, nu știu, serios. Mă concediez. Da, sună așa de neplăcut. Nu mi se pare normal ca într-un fotbal profesionist să evaluezi un antrenor după 2 etape. Bine, la el nici nu cred că era cazul de evaluare, pentru că se știa că lucrase acolo. Exact. Dar iată că pare că se raliază. Dânsul a spus că de fapt a mai existat un scurt circuit referitor la jucătorii care vor veni și care vor pleca. L-a vândut pe Mailat în Coreea, dacă nu greșesc, pe 250.000 de euro. O sumă importantă totuși pentru că și importantă și pentru jucători care câștigă mult mai bine. Discuții, mai ales că mai ratase un transfer cu un an și jumătate în urmă când s-a accidentat. Dar domnul Iftime, o reparație morală cred pentru jucător în primul rând. A lăsat de înțeles de fapt faptul că există o nemulțumire a lui Bogdan Andone că n-au venit jucători și că domnia sa i-ar fi dat mână liberă să-i aducă, doar că Bogdan a întârziat să-i aducă și că s-ar fi răcit puțin relațiile și din cauza aceasta s-a ajuns la acest divorț prematur din punctul meu de vedere. Da, din păcate ăsta este adevărul în acest moment. Liviu Ciobotariu se întoarce cu staful său la Botoșani. Plecase în discuția de la faptul că s-ar putea întâmpla și la nivel de Liga a doua. Însă până atunci să vedem cum se pregătește echipa din Miercurea Ciuc, Cisereda, care pare și este o oază de stabilitate la Liga a doua pentru noul sezon. Ne răspunde chiar antrenorul principal, Robert Iliești. Te salutăm, Robert, bună ziua! Bună ziua, vă salut! Pregătită Cisereda pentru noul sezon, mai sunt depus amănunte, nu prea am auzit antrenor Robert care să spună că e mulțumit total de lot. Care este situația ta? Chiar în momentul de față pot să spun că sunt mulțumit față de anul trecut. Eu zic că avem o echipă care în 80% a rămas aceiași jucători. Am mai transferat niște jucători care pot să spun sau sper să ne ajute pe viitor. Și cred că chiar cu mare încredere așteptăm noul debut Liga a doua. Da, Robert, aveți destule argumente și pe lângă infrastructură care este la un nivel ridicat, pe lângă stabilitatea financiară pe care o știm, fotbalistic vorbind, de aici plecăm. Stabilitatea băncii tehnice asigurată de tine și iată omogenitatea lotului. Par două atribute, Robert Iliești, care sunt esențiale la nivel de Liga a doua pentru orice echipă, nu? Da, e adevărat, dar să nu uităm că totuși mai sunt echipele care, de exemplu, Craiova și Voluntarul nu mai spun de Fece Argeș. Venirea lui Dani Coman se vede că a făcut niște transferuri. Nu mai spun de Corvinul Hunedoara, CSM Reșița, care și lei a rămas cam același lot. Deci, părerea mea că o să fie un campionat foarte echilibrat și plus încă nu mai știm echipele care a promovat din Liga 3-a, care oricând poate să ofere niște surprize, așa că o să spun, afirm că o să fie un campionat foarte interesant. Da, ne spuneai de fiecare dată când vorbeam și îți mulțumim și cu acest prilej pentru disponibilitate, că echipa arăta destul de bine întotdeauna un antrenor. Dacă îmi trebuie un antrenor sau un conducător la nivel de Liga 1, Liga 2, chiar și Liga 3, ce și-ar mai dori? Cu toții Robert Iliești ar spune la unison, un atacant care să marcheze goluri, nu? Toată lumea caută un astfel de jucător. L-a găsit Cixereda? Da, pot să spun că am găsit un atacant slovac din Liga a doua din Slovacia, care a fost golgheterul campionatului Liga a doua, cu 18 goluri.
Cine este? Și eu să pun mari speranțe. Sper ca să fie Dolny, să fie jucătorul care am așteptat și am foarte mare încredere că o să fie un jucător bun pentru campionatul României. Da, Robert, primele etape nu par să fie așa foarte elocvente. Multe echipe nu se cunosc. Iată și adversarul vostru, nu? Ceahlăul Piatraneamț a făcut foarte, foarte multe schimbări. Cred că nici tu nu ai foarte multe informații. Adică nu știi cam de unde să iei Ceahlăul la acest moment. Da, pot să afirm că o să fie poate cel mai greu ca să aflu ceva despre ei, pentru că se știe 90% a plecat, plus antrenorul a plecat la o echipă nouă. Chiar numai ce vedem numai prin ziare cu jucători, foarte mulți jucători noi au venit, chiar o să-mi fie foarte greu ca să pregătesc echipa pentru meciul de duminică, dar sper ca echipa mea, ca să totuși jucăm acasă în fața publicului, să facem o partidă bună și să tranșăm victoria în fața noastră, să plecăm cu dreptul, foarte important pentru noi. Bună ziua, domnul Ilie, și eu, Ionuț Florea este numele meu. Aș avea o întrebare către dumneavoastră. Făcând o comparație cu sezonul trecut, când echipa a început extrem de greu și totuși ați reușit performanța de a juca un baraj de promovare în Superliga, uitându-vă la episodul numit sezonul trecut, aveți o altă strategie astfel încât începutul să fie total opus celui de anul trecut? Pentru că am rămas cu toții cu senzația că dacă Csíkszereda ar fi început mai bine și n-ar fi avut acea serie groaznică, poate ați fi avut șanse reale să promovați direct și nu să jucați acel baraj cu Dinamo. Da, este adevărat. Noi, la începutul campionatului, ne-am pregătit în antrenamentul din Slovenia cu un sistem. Din păcate, la ultimul antrenament, juniorul, poate cel mai important, pot să spun, adică jucătorul under, s-a accidentat. A trebuit să schimbăm sistemul de joc și chiar ne-a durat cam o lună, o lună jumate până ne-am adaptat, că ne-am pregătit aproape 2 luni de zile cu același sistem. După aia trebuie să ne adaptăm la alt sistem și acolo pot să spun că chiar că am pierdut niște puncte, pentru că încă n-am avut relații de joc, venim și mulți jucători noi și într-o perioadă scurtă trebuie să schimbă sistemul și acolo chiar aveți dreptate, acolo s-a pierdut niște puncte foarte importante, poate care poate aveam mult mai șanse să promovăm direct în prima ligă. Dar acum pot să spun că iarăși ne-am pregătit bine, acum am un lot mult mai echilibrat pe toate posturile și chiar sunt mulțumit, ne-am pregătit foarte bine, chiar aștept cu mare răbdare debutul campionatului. Da, Robert, cred că ești un antrenor liniștit și din punctul de vedere al tinerilor jucători. Se lucrează bine la Miercurea Ciuc, iată și această clasare a Academiei. Ai destule elemente tinere acolo de perspectivă care pot intra în calcul la fiecare partidă, nu? Da, am debutat și anul trecut vreo 6-7 jucători din Academie și anul acesta o să fie un cel să debutăm cât mai mult. Dar totuși să nu uităm că, până la urmă, și eu ca antrenor îmi doresc foarte mult să urc în clasament, adică să prindem play-off-ul. Că pentru că, cum a fost și conjunctura, locul 6 am terminat, dar am ajuns să jucăm în baraj, nu se știe. Ce mai important să jucăm în play-off, pentru acolo totuși se joacă altceva și chiar dacă avem șanse, chiar mi-ar plăcea să ajungem în play-off, pentru că acolo poate să se întâmple orice. Și ultima întrebare, Robert, ca de fiecare dată înaintea unui nou sezon, probabil că vei primi încurajările lui Răzvan Lucescu, nu? Da, ne auzim la telefon, ne mai vorbim, dar chiar nu poți să deranjezi nicio de-a ori, pentru că și el este prins în cupele europene. Da, am fost la el, am stat o săptămână, normal, pentru mine e antrenorul model, din cariera mea, cu el am făcut performanță, așa că normal, țin foarte mult la el și cum a zis și el înaintea meciului cu Dinamo, că ține foarte mult la mine și mă bucură pentru tot ceea ce fac, dar cum a afirmat și el a ținut cu Dinamo chiar pentru fotbalul românesc. Asta chiar când o să ajung față în față, că el o să întreb de ce a ținut cu Dinamo. Da, de acum chiar că e ultima întrebare. Cum își face Robert serios un tehnician care are anvergură, Răzvan Lucescu, timp,
iată, să se aplece asupra fiecărui detaliu. Pentru că săptămâna trecută, în vizită la el, a fost chiar Gyusi Balin o săptămână și explica Gyusi Balin, băi, și-a făcut timp de fiecare dată, în ciuda programului atât de aglomerat al echipei, să mă ajute, să mă îndrume, să... A fost o reală plăcere. Cum își face timp un astfel de antrenor? Și aici cred că se face, nu, Robert, diferența între antrenorii de top din lume, nu? Exact. Eu am avut plăcerea, adică, să lucrez perioade foarte lungă cu el. Chiar pot să spun că, de aia spun că este un model pentru mine tot ceea ce face, atât în vestiar și cu grupul, cum pune grupul la respect, cum respectă jucătorii, personalitatea lui și chiar pot să afirm că pentru mine, în momentul de față, este cel mai bun antrenor din România. Putea să ia echipa națională acum, Robert? Chiar acum că terminăm cu asta. Nu cred, nu cred, pentru că am avut o discuție cu el, tot așa după ce a plecat de la națională și era foarte dezamăgit de tot ce înconjoară Naționala României, toate negativele, tot ce s-a transmis la un rezultat mai negativ, toată lumea a dat în cap și a zis că nu mai vrea să, cred că, să trăiască asemenea momente și a zis că nu îi se pare ok ca tot timpul să... De fapt, oricum, cum a pățit și domnul Iordănescu, deci, din păcate, nu putem aprecia tot ce fac oamenii la federație sau la... E o părerea mea că ca oamenii, ca ziariști, ca tot ce înseamnă care sunt susținători de fotbalul românesc, ar trebui să fim mult mai aproape și să încurajăm mult mai mult selecționerul, chiar dacă nu are rezultate. Da, Robert, noi urmărim atent, ca de fiecare dată, noul sezon, vom ține legătura în permanență, atât cu tine, cât și cu domnul Zoltan Sondi și cu domnul Pârvulescu și ne permitem să spunem succes în noul sezon, și XR Damir Culeaciu. Mulțumesc, mulțumesc mult. La revedere și eu. Da, Robert Ilieș, prieteni, antrenorul celor de la Cixereda, și chiar mă întrebam, Gyusi Balin a fost o săptămână la PAOK, zi de zi a urmărit antrenamentele lui Răzvan Lucescu și nu, Răzvan Lucescu nu a delegat secunzii să se ocupe de Gyusi Balin, în limita timpului pe care l-a avut și a purtat în permanență discuții, l-a îndrumat și l-a ajutat foarte mult, iată și avantajul, punem ghilimele așa, de a fi liber de contract, că dacă aveai de lucru, n-ajungeai la PAOK, la Răzvan Lucescu. Cred că este bine să ajungi acolo, indiferent de perioada în care te afli din punct de vedere contractual, fie că ești liber, fie că ești sub contract, pentru că să stai pe lângă Răzvan Lucescu o săptămână, cred că este ca și cum un copil ar intra într-un magazin de jucării sau de dulciuri, Ionel. Este un antrenor atât de titrat și un pedagog atât de bun, încât cred că toți antrenorii noștri ar trebui să meargă pe la el o săptămână să învețe exact ce înseamnă un ciclu săptămânal. Asta a făcut și Gyusi, adică exact. A vrut să, de fapt, asta, de luna până sâmbătă, exact. Cum se pregătește o echipă de genul ăsta. Exact. Răzvan Lucescu, o etapă de campionat sau un meci extrem de important, cum a fost cel european. PAOK, într-adevăr, este construcția lui Răzvan Lucescu. Să nu uităm că a luat două titluri cu PAOK din cele trei pe care le are echipa din Grecia. Așadar, este un om extrem de iubit și un profesionist desăvârșit. Îmi pare rău că fotbalul românesc nu se poate folosi de astfel de oameni cum este Răzvan Lucescu. Nu, și a rămas la fel de prietenos, chiar în povestea Nicolae Constantin, care este mâna dreapta lui în acest moment. Chiar spunea Marius Moldărășeanu, mă, tipul meu de antrenor este Răzvan Lucescu, Gyusi Balin. Evident că fiecare dintre ei pune ingredientele locale ale lui în această construcție fotbalistică, ținând cont de calitatea lotului, de felul în care se desfășoară activitatea la club, dar ideile principale sunt legate de Răzvan Lucescu. Am făcut această paralelă pentru că Robert Ilieș, știm cu toți, este unul dintre prietenii lui Răzvan Lucescu, ține permanență legătura și mai primește când e nevoie de câte un sfat. Ar vrea să primească și vreun jucător, dar încă nu este cazul. Să vedem pe acest Dolni. Iată că Robert Ilieș este încrezător că a găsit vârful de atac. Pentru Ceahlău nu va fi deloc o frumoasă întoarcere la Miercurea Ciuc, acolo unde a pierdut anul trecut calificarea în play-off, acolo unde l-a pierdut după aceea și pe Cristi Pustai. Sperăm să-l găsim la un moment dat pe Ioan Anton Măzărianu, pentru că am vorbit săptămâna trecută cu domnul Marcel Pușcaș, noul președinte, ar fi rândul finanțatorului. Așadar, amicale multe astăzi, vremea este mai prietenoasă și tu spuneai puțin mai devreme, însă mă uitam aseară la o remarcă a lui Mihai Stoica, care este clar un tip abil, continui să cred, din punctul meu de vedere, unul dintre cei mai buni conducători din fotbalul românesc. Spunea, domnule, să știi că psihologic, ora asta, 22,
A oprit foarte mult spectatori să vină la stadion. A fost doar vreo 4.000 și psihologic așa suporterul nu înțelege 22-21-30, așa că dacă se răcorește, revenim la ore mai apropiate și poate că tribunele vor fi mai pline, nu? Da, Ionel. Mie mi se pare că FCSB găsește alibii la orice. În momentul în care nu vine lumea pentru că echipa nu joacă, este pentru că este ora. Da, stai numai puțin să vedem pe Bogdan Chipirliu în fața portarului de la Alexandria. Bogdan Chipirliu cu piciorul drept rămâne o piesă de bază acolo sub comanda lui Daniel Oprița. Ne întoarcem la ora de start, că e importantă. Golgheterul ultimelor trei sezoane de Liga a doua, Ionel, cu 15, 17 și 14 goluri. Pare el că și Daniel Oprița, exact. Un cuplu indestructibil. Dacă pleca Daniel... Revenim la ora de start, într-adevăr. Mie, din punctul meu de vedere, mi se pare un an înaintat. Eu nu m-aș duce la stadion când un meci începe la ora 22. Dar noi mergem la Buzău acum și avem plăcerea de a-l saluta telefonic pe Vali Stan, tehnicianul metalului. Te salutăm, Vali, bună ziua! Bună ziua dumneavoastră și invitaților și telespectatorilor. Vali, cum a mers de când ne-am văzut aici în studio? Perioada precompetițională, de readaptare la efort, meciuri amicale, cantonament în Bulgaria, mai totul, spun surse locale, reușit la Metalul Buzău. Cred că era loc de mai bine. Nu sunt tocmai mulțumit și nu spun așa pur și simplu pentru că așa ar da bine sau așa vorbesc antrenorii. Pur și simplu n-am reușit să aducem acel plus valoare de care vorbeam și de care avem nevoie aducând câte un jucător pe fiecare compartiment. N-am reușit să facem lucrul ăsta în totalitate. Tocmai de aceea nu sunt tocmai mulțumit de ceea ce am realizat până în momentul ăsta. Cu toate acestea, sunt de conștiință că începe campionatul săptămâna viitoare și atunci toți care suntem trebuie să facem grupul de așa natură încât să facă jocuri bune și rezultate pe măsură. Pe de altă parte, Vali, ar fi și un punct important, omogenitatea, nu? Echipei care pare să fie, pentru multe dintre echipele nou promovate, primul argument în noul campionat. Da, este un argument acesta al omogenității. Dar să nu uităm totuși că omogenitatea asta vine de la un lot de jucători de Liga 3-a, da, cu performanță aceea promovare din Liga 3-a, Liga 2-a, totuși există o diferență clară între Liga 3-a și Liga 2-a, cel puțin, cred eu, între primele echipe evaluate de către dumneavoastră sau de către oamenii din fotbal, cele cu șanse de promovare în Liga 1 și poate suntem undeva cu șanse relativ egale de față de celelalte, de la locul și o 7-8 în jos. Da, Vali, o deplasare complicată la Dumbrăvița, dar o partidă de egală la întâlnirea cu suporterii acasă contra Stelei București. Da, este important să începi campionatul cu dreptul. Cu dreptul înseamnă pentru noi orice rezultat care să nu ne aducă înfrângere. Nu ne ducem acum neapărat să scoatem un punct, nici de cum nu ne este, știu eu, felul nostru de a pregăti o partidă să ne apărăm și să scoatem un punct, dar este primul impact al nostru cu Liga a doua. Sperăm să fie un impact cu un rezultat pozitiv pentru noi, ceea ce cred că ar aduce un plus pentru noi de încredere pentru etapa a doua, cea cu Steaua București, care vom vedea la momentul respectiv cum vom aborda. Da, fac o paralelă dacă îmi dai, Vali, voie cu Unirea Slobozia. Spunea Adrian Mihalcea, băi, știi ce bine îmi pare că toată lumea ne vede prima retrogradată. Și iată că rezultatele la start de sezon pentru Unirea Slobozia sunt pentru toții peste așteptări. Probabil că așa este și la Metalul Buzău, nu, Vali? Multă lume vede, băi, n-au făcut achiziții spectaculoase. Este o echipă serioasă, care plătește la timp, care are condiții decente. Dar foarte multă lume vede, bă, Metalul Buzău, hai să o trecem acolo, la rândul echipelor care vor lupta pentru evitarea retrogradării, nu? Cred că așa suntem văzute toate echipele care am promovat cu șansa aceasta de a ne bate la retrogradare. Cu toții vrem să arătăm altceva și să, știu, să ne ducem într-o zonă care să, în care să nu avem problema aceasta de a ne salva de la retrogradare sau nu. Noi sperăm și credem în ceea ce lucrăm și credem în lotul nostru că putem să reușim totul să dăm peste cap, așa în ghilimele, pronosticul oamenilor.
Bună ziua, domnul Stan. Ionuț Florea este numele meu. Aș avea și o întrebare referitor la completarea lotului. Vă înțeleg oarecum supărarea, se simte și din glasul dumneavoastră. Întrebarea mea către dumneavoastră ar fi: nu ați reușit să aduceți jucători care să ridice nivelul valoric al echipei din cauza bugetului sau din cauza faptului că Metalul Buzău nu este un nume atât de mare încât să atragă jucători cu un nivel superior celor pe care îi aveți deja? Cred că din mai multe motive. Poate și că Metalul nu este un nume, dar nu cred că acest aspect este atât de important, pentru că am văzut de-a lungul anilor jucători importanți care s-au dus la echipe mai fără nume decât Metalul, atât timp cât au fost bani. Pentru ei contează salariul și nu contează numele echipei unde joacă, nu mai pupă nimeni sistema clubului ca înainte. Nu se mai atașează, știu, sentimental de o echipă, contează foarte mult bani. Apoi, tot ceea ce am trăit în această perioadă după promovare, căutând jucători să întărim echipa, și am căutat câte un jucător pe fiecare compartiment, cel puțin, unul, am constatat că jucătorii de Liga 2 au așa o sumă fixă, și mă refer la jucătorii medii, ca și valoare de la medii în jos, au o sumă fixă pe care o cer oriunde s-ar duce, sau aproape oriunde s-ar duce, mai puțin la echipele bune. Undeva la 2500, toată lumea cere 2500 dacă vrei să vii. În schimb, constat că valoarea este îndoielnică și apropiată sau chiar de multe ori chiar sub ceea ce ai tu la jucătorii pe care, cu care ai promovat, cei de Liga 3-a. Ei, jucătorii peste valoarea aceasta medie în jos, trebuie să te ridici undeva la 2500 în sus. Bani pe care noi nu avem. Da, Vali, până la urmă, debutul tot unul de gală este. Îți doreai FC Argeș, dar iată că vine Steaua la Buzău. Da, tocmai am și jucat un amical cu cei de la Steaua înainte să plecăm în cantonament. Steaua rămâne o echipă bună, chiar dacă anul trecut nu s-au calificat în play-off. Cred că anul acesta, cel puțin văzând componența serie, trebuie să fie în primele 6 echipe. În mod sigur și în momentul în care Opriță a dorit să joace cu noi, a vrut să vadă la lucru o echipă nouă dintre echipele acestea care au promovat, pentru că valori, cred că toate echipele care au promovat eram cam acolo ca și valoare. Cu atât mai mult cu cât noi am mai fost într-o serie a Ligii a treia împreună și jucând la noi, am avut surpriza să avem o altă abordare și un alt fel de joc pe terenul nostru față de ceea ce am oferit pe terenul lor. Și așa cum noi suntem conștienți de faptul că vom avea un meci greu, cred că și ei sunt conștienți că vor avea mult de muncit pentru a-și îndeplini obiectivul. Acum cu o săptămână înainte de startul noului sezon, domnul Stan, uitându-vă pe lotul pe care îl aveți, există vreun compartiment al echipei dumneavoastră care vă dă mai mari bătăi de cap? Da. Compartimentul defensiv, să spunem că oarecum așa suntem mulțumiți. Am reușit să aducem un singur jucător pe Perju Ciprian de la Focșani. În comportamentul median nu am reușit să aducem un mijlocaș central așa cum mi-aș fi dorit. Și nici, știu, într-o zonă laterală un jucător de o valoare care să vadă clar diferența aceasta de valoare între el și ceilalți. Iar în comportamentul ofensiv, abia ieri am reușit să aducem un atacant. Din păcate, știu, nu este ceea ce ne-am dorit, dar încercăm cu ceea ce am luat și cu ceea ce aveam noi să facem, așa cum am început și discuția cu dumneavoastră, să devenim un grup foarte, foarte bine închegat și să facem din grup o echipă bună. Nu cu individualități, fiindcă nu este cazul, ci din forța grupului să reușim să facem rezultate. Da, Vali, ultimele teste amicale au arătat poftă de gol, e adevărat, cu adversari de nivel inferior. S-a conturat așa formula de echipă pentru Dumbrăvița sau mai sunt ceva dileme pentru antrenorul Vali Stan? Da, noi am jucat în Bulgaria cu adversari nu inferiori, ci superiori. Nu, de ieri zic, de ieri. Parcă am jucat cu Râmnicu Sărași, cu cei de la Limpezești, care au fost sigur echipe care am putut să le găsim în acest moment să jucăm.
nu sunt adeptul să joc meciuri ușoare, tocmai să știu să ne creăm sau să ne fie mai ușor în a ne reuși automatism, ci pur și simplu n-am reușit să găsim alte meciuri. Pentru meciul de la Dumbrăvița e clar că va fi un alt scenariu, cu o echipă care deja cred că are vreo 3 ani de zile în Liga a doua. Cred că și acolo există o omogenitate a echipei în ceea ce privește, știu eu, jucătorii care au evoluat la ei. Nu cred că au avut prea multe schimbări, că presupun că și ei, din punct de vedere financiar, n-au fost una dintre echipele cu un buget care să le permită să schimbe, știu eu, de la 6 luni, 6 luni sau de la an la an echipa, lotul de jucători. Și atunci, pe de altă parte, nici ei nu sunt o echipă care nu poate fi învinsă, chiar dacă joacă acasă. Ne ducem pur și simplu încrezători, pentru că așa trebuie să te duci la fiecare meci și mai ales acum când ești la început de campionat la Liga a doua, trebuie să vii cu entuziasmul acela, dar și cu, știu, pregătirea necesară de a face acest lucru. Și mă refer aici, suntem pregătiți de orice scenariu, în orice moment al jocului, de a avea, știu, o reacție necesară pentru a reuși cu un rezultat bun de acolo. Da, e clar, Vali, că vor mai fi plombe la Metalul Buzău. Important ar fi pentru tine, pentru toți cei care vă susțin, ca acest lucru să se întâmple pe fondul unor rezultate favorabile. Pare mai ușor, nu pentru antrenor, să mai implementeze ceva când rezultatele sunt satisfăcătoare. Dacă, din păcate, da, nu se întâmplă asta, ar fi mai dificil pentru toată lumea, nu? Nu plec, chiar dacă tonul meu și ceea ce spun așa par a fi puțin negativ. Deci nu plec cu gândul acesta că, știu, plecăm cu șansa a doua sau plecăm oarecum ca o echipă care trebuie să-și vadă lungul nasului. Nu, nici de cum, și o să vedeți acest lucru. Pur și simplu sunt nemulțumit că n-am reușit să aducem acel plus valoare care cred eu că ar fi crescut. Dar ceea ce noi am arătat până în momentul acesta, cred că ne dă dreptul să sperăm la mai mult față de ceea ce se preconizează despre noi. Abia aștept, Vali, pentru că partida de la Dumbrăvița, secvențe, vom avea și noi la Metropola TV. Abia așteptăm cu toții să vedem prima prestație a Metalului Buzău, sub bagheta aceluiași Vali Stan. Iată și aici vorbim de longevitate în Liga a doua. Până atunci, Vali, îți mulțumim foarte mult, îți dorim inspirație. Că vor mai veni jucători, sunt sigur, la Metalul Buzău. Vei găsi până la urmă ceea ce cauți pe banii pe care i-are Metalul Buzău. Succes acolo, ne auzim, toate cele bune. Vali Stan, Metalul Buzău. Da, nu e ușor să aduci jucători. Pe de altă parte, nici să arunci cu banii, mai ales când nu ai, să găsești exact ceea ce trebuie. Iar Vali Stan pare că știe bine ce face acolo la Metalul Buzău. Este omul care s-a aflat într-o dublă ipostază, cred că are vreo 10 ani de când este la Metalul Buzău. O echipă care are și un finanțator destul de generos de aici din București, o echipă bine susținută pe plan local, există stabilitate, dar fiecare ban cred că este bine drămuit. Și atunci ai responsabilitatea de a găsi cel mai bun jucător. O formație care are un buget mare, bă, aduc 5, poate 2, confirmă. Aici nu prea e cazul să aduc unul care să fie util echipei mele în noul sezon. Am aflat cu ajutorul domnului Stan care este cota jucătorilor de Liga a doua, cam cât cer ei să meargă de la o echipă la alta, 2500 cred că erau euro, nu cred că erau lei. Și întrebarea mea, nu te duci pe 2500. Întrebarea mea ar fi, Ionel, cu cât poți să faci performanță dacă tu, Metalul Buzău, în momentul în care auzi de 2500 de euro, te sperii? Nu, cred că Metalul Buzău poate plăti și mai mult, nu e problema asta, adică un 3000-3500, crezi? Dacă jucătorul, sunt sigur, dacă jucătorul respectiv chiar aduce plusul de care este nevoie, pe care îl consideră antrenorul. Nu cred că la o echipă de Liga a doua, 1000 de euro ar fi o cifră importantă pentru 2-3 jucători. Important e să găsești acolo ce vrei, pentru că asta a punctat și Vali. A adus un atacant ieri pe care l-a reținut în lot pentru că n-ar avea alte variante. L-a ambiționat, să știi acum, dacă multe, aude intervenția domnului Stan. Da, mai multe variante. Dacă găsea un Chipirliu, cu siguranță că îi dădea 4-5 minute și Metalul Buzău. Pe de altă parte, nu știu dacă se aplica pe jocul lor acolo. Este o echipă care va trăi în exuberanța asta la început de sezon, o bună organizare a jocului, omogenitate. O echipă care s-a pregătit în Bulgaria cu adversari puternici. Ieri, într-adevăr, au fost două meciuri amicale în care Vali Stan, așa cum face orice antrenor cu pretenții, a dat minute tuturor jucătorilor. 3-2 cu CSM Râmnicu-Sărat și 6-0 cu Voința Limpezi. Și o echipă care pică, se ridică. A fost reprimită în Liga 3-a de Federație pentru că foarte multe echipe s-au retras. Dom'le, mă și întreb oamenii ăștia care țin echipele astea, pentru că este și acolo la Limpeziș și i-am cunoscut pe finanțatori. Este o echipă privată.
orică au foarte mulți bani oamenii, orică au o pasiune nebună. Păi tot pici mereu și tot o iei de la capăt, într-o competiție care nu va fi deloc ieftină, mai ales că federația, eu nu-s prieten, știți cu toții care ne urmăriți la Metropola TV, a fost și arbitru. A băgat și arbitru de rezervă la Liga 3, pentru că nu era suficient. 400 de lei. 400, bine, la o prima evaluare nu pare, știu, o cifră foarte mare, dar 400 acolo, doi observatori, încă trei arbitri, crește baremul. Mi se pare normal, Ionel, să ai arbitru de rezervă la orice joc. Și atunci joc. Să retragem păi un observator. Uite ce s-a întâmplat când Adrian Diaconu n-a mai putut să arbitreze un meci de Liga 2. Revenim că prietenul nostru al emisiunii noastre, domnul Cornel Stănilă, este din nou în legătură directă cu noi. Bună ziua, domnule Stănilă! Vă salut, bună ziua! La fața locului, la amicalul cu cei de la Ungheni? Da, da. Normal, păi cum poate să lipsească președintele? Așa este. Nu debuta partida, se uitau cei din tribună, a venit domnul Stănilă, gata, hai de în drumul la joc. Cam așa a fost. Cam așa, ați întârziat, deci? Nu, am ajuns la vreo 2 minute, la și 28. Ce să mai zicem, ceasurile acolo la Schellenberg sunt puse la ora exactă. Redevenind așa serios, domnule Stănilă, echipa s-a întors din Turcia. Ce concluzii au venit după acest cantonament? Concluzii pozitive. Am avut condiții foarte bune de pregătire, trei amicale foarte puternice, două echipe de Liga 2 din Turcia plus Gaziantep, jocuri foarte bune, un cantonament reușit din toate punctele de vedere. A reușit Constantin Schumacher într-o perioadă așa de scurtă, domnule Stănilă, să asambleze un lot care a primit numeroase întăriri în această perioadă? Da, eu zic că undeva la 90% l-am acoperit pe principiile și pe strategia pe care o avem anul acesta, adică foarte mulți jucători tineri, majoritatea dintre ei transferați definitiv, fiindcă n-am vrut să luăm jucători împrumut, vrem să construim o echipă pentru anul viitor. Și avem mult de muncă, într-adevăr, dar eu sunt optimist și sunt convins că mi se va reuși să creeze ceea ce ne-am plănuit. A trecut comitetul executiv până la urmă, domnule Stănilă, echipa pe care o conduceți, CSC 1599 și Schellenberg, va aborda noul campionat la fel, fără a avea drept de promovare? Da. Deci nu ați reușit până la urmă să schimbați forma juridică a clubului? Am avut toată documentația, dar am renunțat din două motive. Primul a fost promisiunea, să zic așa, pe care n-am mai fost îndeplinită a partenerului privat. Și a doua am rămas... Datorită bugetului mult diminuat, am rămas pe CSC și datorită banilor care urmează să vină de pe Roșca de la Dinamo. Da, o cifră importantă, o afacere marca Cornel Stănilă. Însă, în aceste condiții la Schellenberg, buget mai mic, mai oferiți o surpriză, l-am și văzut pe Jordan Gele în tricoul Unirii Slobozia, în Liga 1. Da, v-am zis, am schimbat strategia, a dus doar că votăm jucători tineri de perspectivă română. Pe care, iată, aduc și bani, nu? Roșca, dacă nu greșim, parcă ne-a spus dumneavoastră, 100.000 de euro din AU, un club generos cu un portar care este clar de perspectivă. Da, 100.000 de euro plus procent dintr-un viitor transfer. Banii e important pentru noi, vă dați seama. Da, în condițiile în care partida inaugurală, domnule președinte, cu cei de la Corvinul a fost anulată, schimbați puțin datele problemei, nu? Da și nu. Da și nu, ne prinde bine. Ne prinde bine încă o săptămână în plus. Am spus, și știți foarte bine, sunt foarte mulți jucători noi. Iar mă uit acum în primul 11, în afară de Rodri și Monea, restul tot sunt jucători noi. Cum vi se pare, atent la echipa dumneavoastră, cum vi se pare adversarul din Ungheni, o formație care iată a promovat și care pare să aibă ambiții ridicate la debutul în Liga 2? Da, chiar vorbeam. Ne conduc 2-0 la pauză pentru Ungheni. Chiar discutam, o echipă frumoasă. Se vede mâna lui Sebi Tudor. Echipă organizată.
Da, arată bine Unieri. Dar mai bine va trebui să arate și Elimbărul în campionat. Eu îmi doresc că nu-i să arătăm cel mai bine acum. Asta e strategie, domnule Stănilă. Amical, așa, dar în oficiale... Ați prins golul în direct, 3-0. Oh, păi ați făcut deplasarea, domnule Stănilă, atât de mulți kilometri pentru un 3-0. Oh, nu pică bine. Nu, asta mă interesează. Dar glumim și noi, știți că mai glumim când mai vorbim. Punctele mă interesează în campionat. A stabilit clar că vei juca în continuare la Cisnădie. A devenit practic asta formație pe care o conduceți, nu? Da. Am omologat terenul și rămânem la Cisnădie. Da, și iată că noi vorbeam de fiecare dată, vă uitați și poate bine către vecinii de la Sibiu. Iată că această continuitate parcă nici la Hermannstadt nu se mai vede, nu? Lotul a rămas generos, a plecat Dani Coman, este Marius Moldărășeanu, dar parcă, nu știu, Hermannstadt-ul n-ar mai fi la debut de campionat, ceea ce știam noi. Da, nu-mi place în general să vorbesc de alte echipe. Și la ei au plecat mulți jucători, vă dați seama. Chiar vorbeam cu Mister Moldărășanu zilele trecute și mi-a spus că au plecat 70 jucători titulari. Începând de la Letița, la Opruț, la... E complicat. Și la noi va fi la fel de complicat, poate mai complicat, fiindcă când dispare omogenitatea pe care o au alte echipe, gen Corvinu, automat lucrurile au nevoie de timp ca să se creeze din nou grupul, omogenitatea și structura de joc. Da, așteptăm și noi cu mare, mare interes să vedem cum arată echipa pregătită acum de Constantin Schumacher. Foarte, foarte multe noutăți. Accentul este acum la Schellinberg pe jucătorii tineri. Un lucru deloc rău, domnule Stănilă. Experiența Roșca arată că drumul ăsta pare să fie cel mai nimerit. Ținem legătura și mulțumesc foarte mult. Succes CSC Schellinberg în noul sezon. Vă mulțumim mult de tot. Emisiunea plăcută în continuare. Mulțumim foarte mult. Unirea Unghien se desprinde 3-0. Ce face Sebi Tudor? Un tip foarte meticulos, pentru că îl și cunosc foarte, foarte bine. A și găsit acolo un mediu fotbalistic propice, chiar ne spunea Florentin Petre, când a trecut pe la Metropola TV, domne, condiții ca la Unghien, legate de infrastructură, pentru că de aici plecăm, liniște financiară, oamenii dedicați, iată că poate continua bine Sebi Tudor munca și clar se anunță pentru prima etapă un adversar periculos pentru CSM Ioveni. Da, într-adevăr, și pentru mine este, spuneam și la începutul intervenției noastre necunoscută, îmi pare rău că Florentin Petre a abandonat cariera aceasta de antrenor principal și a acceptat să fie secund, chiar dacă este vorba de echipa lui de suflet. Mi-aș dori ca în momentul în care pornești pe un drum să rămâi pe drumul acela, indiferent că mai apar momente din acestea în care valurile sunt mai mari decât te-ai fi așteptat. Uite, este cazul lui Viorel Moldova. Nu l-aș fi văzut din nou în conducere după ce atâta timp l-am văzut ca un antrenor și l-așteptam să revină cât mai repede pe banca unei echipe. La fel, Florentin Petre reușește o promovare cu Brăila, reușește o promovare cu Unghien. Mi l-aș fi dorit să-l vedem antrenorul principal, să fie el cel care ia deciziile și, bineînțeles, să-și facă o etichetă de antrenor de valoare și să vină un moment în care să antreneze o echipă importantă. Așa, când treci de pe bancă de principal secund, treci în partea administrativă, iar te întorci, practic lumea nu prea mai știe cum să te ia și nici jucătorii pe care urmează să-i antrenezi, îți cam pierzi așa autoritatea. Ba ești secund, ba ești principal, ba ești președinte. Mi-aș fi dorit ca oamenii aceștia să meargă pe aceeași linie. Bineînțeles, domnilor lor știu foarte bine sau mai bine decât noi care este drumul cel mai potrivit. Da, știu eu, chemarea acestei prime ligi este una importantă pentru fiecare antrenor. Indiferent de frumusețea echipei la care lucrezi, în Speța Unirea Unghien, când te cheamă Dinamo, nu cred că poți refuza, mai ales când ai fost un simbol acolo și chiar în calitate de antrenor secund, mai ales că foarte probabil, la discuțiile pe care Florentin Petre le-a avut, rolul lui este unul bine determinat. Adică nu pare ca în multe alte cazuri ceva de umplutură să fie acolo. Corect. Când tu ai atribuții foarte, foarte clare de care te ocupi, reluarea golului celor de la Steaua, o centrare de pe partea stângă și o reluare simplă cu o lovitură de cap acolo. Pe de altă parte, spuneam de această tentație și mi-a explicat Alin Pânzaru, un foarte bun antrenor de Liga a doua și Liga a treia. Și zicea Ionel, când vreodată promovez eu în Liga a întâi, mai ales că am și licența pro, unde vreau să lucrez cu echipa mea, Brăila, Alexandria, pe unde am mai fost. Și atunci când vine chemarea, de exemplu, a lui Giusi Balint, să fac parte din staff-ul lui, pentru a lucra la prima ligă, nu eziți în momentul ăla, pentru că tu te uiți foarte bine. Băi, ce pot eu să fac? Unde pot să ajung? Pe de altă parte, este și clar că rămâi mereu după același tehnician. Sau poate că dacă ai rupt legătura, fiecare merge pe drumul lui. Alin Pânzaru a fost la Petrolul acum cu Giusi Balint într-o scurtă perioadă și așteaptă acum ca Giusi să primească un alt rol. E bine, Alin Chița n-a mai așteptat.
Sau poate că are acceptul lui Adrian Mutu. A și discutat cu cei de la Mioveni. El a, e elegant așa. A evitat să răspundă la întrebarea noastră. Ce faci dacă Adrian Mutu, mâine, știind că cei doi au lucrat destul de bine, cred eu, în ultima perioadă, te cheamă la echipa pe care o va prelua. Zice, suntem undeva la mijloc. Asta este Unirea Unghiem, probabil că va arăta bine. Sebi Tudor este un tehnician foarte, foarte meticulos. Îl știu foarte, foarte bine. Știu foarte bine și am înțeles din vorbele lui Cornel Stănil, a fost și pe lista celor de la Schellimber. Până la urmă a fost preferat Constantin Schumacher. Însă noi preferăm, prieteni, să mai facem o altă pauză. Ultima în această zi, 3 ore și jumătate de Liga a doua, cu o săptămână înaintea startului. Atât de generos în Liga a doua, ediția 2024-2025. 7 partide săptămâna viitoare în direct aici la Metropola TV, în producția preluată și de Sport Total FM. O altă pauză, ultima, și ne întoarcem.